Mă numesc Olga Pinteac, asistent medical șef al Institutului de Medicină Urgentă. Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire a infecțiilor respiratorii, inclusiv cea determinată de noul coronavirus. Cum să porți o mască în siguranță? Nu folosi o mască ruptă sau umedă. Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie. Nu purta o mască prea largă. Nu atinge masca cu mâinile. Nu scoate masca pentru a vorbi cu altă persoană sau pentru alte acțiuni. Nu permite altor persoane să folosească repetat masca ta. Nu reutiliza masca de unică folosință. Rețineți, doar masca nu te poate proteja de COVID-19. Păstrează distanța socială de cel puțin un metru față de ceilalți și spală-te des pe mâini, chiar și atunci când porți mască. Ai grijă, oprește răspândirea COVID-19, salvează vieți!